văzut niciodată cu același ochi. N-am văzut niciodată îmbrăcată la fel. Dar așa făceam și când eram avocată. Eu nu le mai port, port odată și atât. Da? Mm-hmm. Și ce faceți pe ele? Nu poartă de două ori aceeași rochie, are numeroase perechi de pantofi și bijuterii dintre cele mai scumpe. Acestea sunt realizările care au adus-o pe Vasilica Steleana Miron, senator PNL de Suceava, în atenția presii centrale. Jurnaliștii Antena 1 au descoperit cea mai nouă aroganță a parlamentarului sucevean. Banala insignă de parlamentar fabricată din alamă a fost înlocuită de Vasilica Miron cu una din aur. Astfel mi-am dat comandă la monetăria statului și mi-am făcut această insignă din aur de senator. Ca orice femeie iubesc bijuteriile și îmi place să am tot felul de bijuterii de calitate și m-am gândit că un accesoriu cu această insignă a senatului ar fi oportună. Un accesoriu, o broșă, doar asta este insigna de parlamentar pentru Vasilica Miron, 62 de lei. Atât costă insigna de alamă. Pentru cea din aur, Vasilica Miron a plătit 1000 de lei, mai mult decât salariul minim pe economie.